Ludovic Orban subliniere tie ce va face Iohannis în privința lui Covesi, este cronica unei decizii care este cunoscut. Presubliniere dintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminic, într-o conferință de presă la DRA subliniere OV, ce decizia presubliniere dintelui Klaus Iohannis privind revocarea subliniere F-ei Dnalaura Codruca Covesi este cronica unei decizii care este cunoscut subliniere I reiterează faptul ce niciunul dintre motivele ministrului justiciei de revocare a acesteia nu are niciun temei serios, scrie News. Este cronica unei decizii care este cunoscut. În ceea ce ne prive subliniere-te pe noi, am considerat ridicole motivele prezentate de Tudorel Toader pentru a justifica propunerea de demitere a procurorului subliniere Iefna sublinierei noi considerăm că nu există niciun temei serios pentru acest demers, a spus Orban. Întrebat ce decizie crede ce va lua presubliniere dintele cu privire la revocarea procurorului subliniere Iefna Aldna. De asemenea, referitor la posibilitatea ca PSD să atace decizia presubliniere dintelui la Curtea Constituțională, liderul PNL a spus că toată lumea subliniere tie ce PSD are un singur obiectiv, acela de a pune botnic procurorilor, să nu-i mai deranjeze pentru furciunile pe care le-au făcut sau le fac. El mai afirmă că PNL susține independența justiciei sublinierei derularea unei campanii anticorupție, dar fără abuzuri sublinierei cu dosare care stau în picioare. Eugen Teodovici, FRMOI, nu mi-e fric de remaniere, merg cu o viteză mai mare decât a vrea. Idac atac ce? Oricum, PSD... Subliniere tie toată lumea, are un singur obiectiv, se pun botnic procurorilor, se nu-i mai deranjeze pentru furciunile pe care le-au făcut sau le fac. Noi susținem independența justiciei, susținem derularea unei campanii anticorupție. Evident, fără abuzuri, cu dosare care stau în picioare. Cu dosare bine fundamentate, care să reflecte realitatea. Această campanie anticorupție este necesar, pentru ce se vede cu ochiul liber la conducerea cerii să afli subliniere de oameni care sunt certați cu legea, a adugat el. În luna februarie, ministrul Justiciei Tudorel Toader i-a cerut presubliniere dintelui Klaus Iohannis revocarea subliniere F-ei Dna. Acesta a arătat că într-un singur an au fost înregistrate 3 conflicte juridice de natură constituțională în cadrul cărora Dna a fost chemat în fața instanței de contencios constituțional, iar CCR a sancționat comportamentul lipsit de loialitate din partea procurorului sublinierei F-al Dna. Presubliniere dintele Klaus Iohannis declara ce va anunca decizia după subliniere te.